Maia Sandu s-a născut în data de 24 mai 1972 în satul Risipeni, raionul Fălești. Este de profesie economist. A învățat la Academia de Studii Economice, Academia de Administrare Publică și a obținut titlul de master la Harvard Kennedy School of Government din Statele Unite ale Americii. În perioada 2010-2012, Maia Sandu a fost consilier al directorului executiv al Băncii Mondiale în capitala americană Washington. Din 2012 și până în 2015, ea a ocupat funcția de ministru al educației în guvernul condus de Vlad Filat. Ulterior și-a fondat propria formațiune politică, Partidul Acțiune și Solidaritate, pe care a condus-o până în data de 9 decembrie 2020, când a renunțat la calitatea de membru de partid după alegerea în funcție de președinte al țării. În 2016 a candidat pentru funcția de președinte al Republicii Moldova. Atunci Maia Sandu a ajuns în turul 2 al scrutinului prezidențial cu Igor Dodon, dar a pierdut acumulând 47,89% sau 766.593 de voturi. În primul tur din 2016, Sandu a primit 549.152 de voturi sau cu 38,71%. În februarie 2019, Maia Sandu a fost aleasă deputată din partea PAS. După negocierile cu Partidul Socialiștilor, a fost numită prim-ministru cu voturile deputaților Partidului Acțiune și Solidaritate, ale Platformei Demnitate și Adevăr și ale Socialiștilor. Maia Sandu a ocupat funcția de șefa guvernului în perioada iunie-noiembrie 2019. În alegerile prezidențiale din acest an, Maia Sandu a fost candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate. În primul tur din 1 noiembrie, Sandu a acumulat 36,16% din voturile exprimate și s-a clasat pe primul loc în preferințele electoratului. În turul 2 a obținut 57,72% din voturi, iar contracandidatul ei, Igor Dodon, care a candidat independent, a primit 42,28% din voturi.